Duminică, 21 februarie 2016, la sala de sport din Fieni s-a desfășurat campionatul județean de karate pentru copii, minicadeți, cadeți, juniori și U21, în urma căruia fiecare club și-a stabilit lotul cu care va participa la campionatul național de karate de stil din luna martie și campionatul național de karate interstiluri din luna aprilie 2016. De asemenea, competiția și-a propus să consolideze relațiile între cluburi, sportivii să dobândească experiență în competiții, dar și să promoveze sportul karate în județ. Organizatorii întrecerii au fost Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, Asociația Județeană de Karate Modern, CS Chidava Pucioasa și Primăria și Consiliul Local al orașului Fieni. Au participat 210 sportivi de la 8 structuri sportive, iar competiția s-a desfășurat pe două probe, kata și kumite, la individual, feminin și masculin, și s-a ținut pe 4 suprafețe de luptă. S-au acordat premii pentru sportivi, constând în diplome și medalii pentru ocupanții locurilor 1, 2 și 3, și au fost premiați cei mai buni sportivi ai județului la karate, pe categoriile seniori, U21, juniori, cadeți, copii și minicadeți, veterani.